Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 6 partide ar accede în Parlament, iar tabloul politic ar fi similar cu cel din campania electorală din 2010. Asta arată datele unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor prezentate astăzi. Astfel, Partidul Comuniștilor ar acumula circa 22% dintre voturi. Acesta este urmat de Partidul Liberal Democrat din Moldova, care va obține voturile a circa 16% dintre alegători. Locul 3 este ocupat de PD cu cel mult 12%, iar Partidul Patria va obține 8,1%. O ușoară scădere a avut Partidul Liberal, care, conform sondajului, va acumula cel mult 8%. Noi considerăm, suntem de părere aceea, că au șanse toți concurenții electorali, inclusiv și candidații independenți, dacă vor utiliza tehnologii moderne de a atrage electoratul, vor putea convinge electoratul, vor mulți mult în teritoriu. Totodată, datele sondajului au demonstrat că niciun lider politic nu se bucură de încrederea majorității.